Da, într-adevăr, astăzi deschidem în mod oficial Bâlciul anual din Roman. Avem trei agenți economici cu parcuri de distracție, patru cu alimentație publică și restul în jur de 20 cei care sunt cu comercializare mărfuri industriale. Sperăm ca și în acest an romașcanii și cetățenii din zona municipiului Roman să vină, să se bucure de ceea ce avem de oferit și, bineînțeles, totul să se desfășoare fără evenimente deosebite. Avem și sprijinul Poliției Naționale, sprijinul Jandarmeriei, sprijinul Poliției Locale, astfel încât considerăm noi sunt întrunite toate condițiile ca activitatea din Bâlci, care se va încheia pe data de 6 august, să se desfășoare în condiții normale și copiii, în primul rând, pentru că trebuie să recunoaștem, e o adresabilitate mai mare către cei mici, să se bucure de oferta din acest an a Bâlciului Municipal din Roman. Doamna Matei, anul acesta cam cât ați închiriat și având în vedere că vremea este foarte mică. Deci noi am închiriat, mai avem doar 6 locuri la haine de piele și blanare, s-au închiriat toate locurile ca în toți ceilalți ani. Până acum am încasat 5.596 de lei. Mai așteptăm să închiriem și celelalte locuri, iar la sfârșit vom spune exact situația în casă. Credeți că va fi acoperitor anul acesta volumul de muncă și... Da, sigur că da. Deci noi am făcut aici reparații, igienizări cu echipa primăriei. Doar materialele au fost procurate de Direcția Piețelor. S-au făcut branșamente la curent, tot ce a fost nevoie pentru a fi funcțional.